Bună seara, bine v-am găsit! Urmărim împreună principalele titluri ale zilei. Întreaga creștinătate a fost în sărbătoare, mii de credincioși au umplut bisericile din oraș, în timp ce pelerinii au răbdat căldură, dar și ploaie pentru a se închina la icoana făcătoare de minuni de la Bixad. Tășnadul este în continuare în sărbătoare. În scurt timp vedem cum a fost deschisă oficial ediția din acest an a zilei orașului. Mircea Govor dă un răspuns acuzațiilor aduse din partea opoziției. Mare sărbătoare astăzi pentru creștinătate, pelerini din toată Transilvania s-au adunat la Bixad pentru a se închina icoanei făcătoare de minuni a Sfintei Fecioare Maria. Îmbrăcați în haine de sărbătoare, mulțoșeni în straie populare au sărbătorit împreună și s-au rugat pentru sănătate, prosperitate și protecție din partea Sfintei Marii. Întreaga creștinătate a fost în haine de sărbătoare. Pelerinii veniți la lăcașurile de cult au ascultat cu smerenie Sfânta Liturghie și s-au rugat pentru un trai mai bun. Asta e portul nostru, șonești, și asta îl purtăm la zile mari. Până și preoții au fost marcați de efortul depus de credincioșii care au parcurs kilometri buni doar pentru a fi prezenți la Bixad, acolo unde se află icoana făcătoare de minuni. Starețul mănăstirii a binecuvântat nu doar pe cei care au reușit să facă pelerinajul, ci și pe cei care în zilele de sărbătoare ajung cu gândul la mănăstire pe care o păstorește. În această zi binecuvântată tuturor acelora care nu că au fost prezente și care și-au îndreptat și gândul aici, pentru că mulți care n-au putut să vină s-au îndreptat cu gândul aici și au fost prezenți împreună cu noi. Alături de credincioșii de la Bixad a fost și episcopul românilor din Spania și Madrid și el a fost mișcat de numărul mare de credincioși și de determinarea acestora care au înfruntat încă de ieri atât căldura, dar și vremea rea pentru a fi la mănăstire în ziua de sărbătoare. Să vedem aici în dealul Bixadului, atât aseară când am ajuns, cât și azi dimineață, mulțime multă de credincioși care cred că n-au venit doar din țara Oașului, ci au venit aproape din toată țara. Tot mai mulți credincioși se îndreaptă cu rugăciunile către Fecioara Maria. Preoții spun că asta se datorează exemplului său moral și faptului că ea este pentru toți creștinii o adevărată mamă. Pentru că o cinstesc, o prețuiesc. Așa cum o prețuim toți, ca și pe mama noastră, ea ne poartă de grijă. Înghesuială mare a fost și la celelalte biserici și mănăstiri din județ, atât la cele de rit ortodox, cât și în cele greco-catolice și romano-catolice. Tășnădenii au fost astăzi în sărbătoare de ziua orașului. După Sfânta Liturghie a fost oficiată deschiderea festivalului, la care au participat alături de autoritățile locale și reprezentanții județului. Pe scena principală au urcat rând pe rând până la această oră artiștii locali. Deschiderea oficială a avut loc astăzi la ora 14 pe scena amplasată în Piața Mare. Pe scenă au urcat numeroase oficialități județene, reprezentanții ai localităților înfrățite, oficiile de gazdă fiind făcute de primarul Vasile Mitrașca și viceprimarul Andrei Veron. Organizatorii au încercat să ofere un program artistic cât mai variat și atractiv, astfel încât tășnădenii să se simtă bine la ziua orașului lor. Dorim altceva de fapt prin această zi decât să fim împreună. Încurajăm să vină. Să fim împreună pentru că este lucrul cel mai important. Și la aplauze. Într-un an de zile, tășnădenii merită o zi. Să fie împreună, să vină cu rudele, copii, să se cunoască aici. Vicepreședintele Consiliului Județean Mircea Govor și-a reafirmat sprijinul față de tășnădeni și a felicitat cu ocazia zilei orașului lor. Am ținut în mod special în această zi sfântă de Sfântă Mărie să fiu alături de tășnădeni, să fiu alături de credincioșii de la Biserica Ortodoxă din Tășnad, să fiu alături de protopopul Marian Crainic, care azi sărbătorește onomastica și pe această cale îi spun la mulți ani, din suflet, este consăteanul meu. La fel le spun tuturor celor care poartă numele de Maria, Marian, la mulți ani, să aibă parte numai de bucurii și la mulți ani Tășnad, la mulți ani tășnădeni. Programul a continuat cu recitalurile trupelor tășnădene. Tot în această seară sunt așteptați pe scena din oraș interpretul de muzică populară Aurel Tămaș, respectiv formațiile RGO din Budapesta și Direcția 5 din București.
Cu peste 300 de ani de istorie, uneori zbuciumată, șvabii din localitățile județului s-au întâlnit la Beltiuc pentru a 25-a oară într-un cadru festiv. Îmbrăcați în haine populare și intonând aceleași cântece ca și străbunilor, șvabii au arătat că, în ciuda vicisitudinilor, mai păstrează încă elemente ale memoriei și tradiției care le ilustrează identitatea. Astăzi au parte de învățământ în limba maternă. Tradițiile și obiceiurile le sunt apărate atât de autoritățile locale cât și de cele naționale, dar nu a fost mereu ușor să fii șvab în satul mare. Maghiarizați, deportați și românizați, șvabii au fost de multe ori în pragul de a-și pierde identitatea. Mulți încă își mai aduc aminte cu lacrimi în ochi de ce s-a întâmplat după război. Au avut de asemenea o soartă cumplită în secolul al XX-lea din cauza celor două război mondiale și din cauza evenimentelor care au urmat după aceste războaie. Mă gândesc aici la deportarea a 5.000 de șvabi sătmăreni în fostele lagere din Uniunea Sovietică în 1945. În condițiile unei lumi în schimbare, șvabii sătmăreni anual se întâlnesc și reamintesc tuturor că sunt o comunitate unită și mândră de tradițiile pe care le-au moștenit. Fără rochii colorate, cu un costum care denotă modestie, șvăboaicele au fost mândre astăzi că pot arăta lumii o bucățică din istoria zbuciumată a minorității etnice. Costumul tradițional șvăbesc este de obicei format dintr-o rochie cu bretele, un fel de sarafan, sub care se poartă bluze cu mâneci foarte bufoase, bufante. Costumele erau de obicei negru cu alb și pe șalul care se poartă erau brodate flori de mac sau flori de câmp în general. Întâlnirea de astăzi este cea de-a 25-a pentru șvabii din satul mare, iar alături de ei au stat oficialitățile locale și județene, oameni politici, dar și invitați veniți din Germania și Austria. Am deosebită plăcere în calitate de primar al comunei Beltiuc, în numele meu și al Consiliului Local Beltiuc, să vă transmit un bine ați venit la manifestările ocazionate de cea de-a 25-a ediție a întâlnirii șvabilor sătmăreni, manifestări care se desfășoară sub motoul Să nu ne uităm rădăcinile. Foarte mulți au venit din țările învecinate și o grupă mai mare din Germania, au venit din Austria, de asemenea din comunele sau localitățile partenere. Spectacolul dedicat comunității a început prin intonarea imnului șvabilor sătmăreni și a continuat cu momente artistice pregătite de ansamblurile din regiune, care încearcă să conserve elementele identității șvăbești. În doar câteva minute vedem care a fost atmosfera seară în centrul orașului la concertul în aer liber al Filarmonicii din Ulipati. Până atunci vedem ce răspuns dă Mircea Govor opoziției. Președintele PSD a răspuns unor acuzații făcute de către opoziție referitoare la modul în care sunt invitați la cuvântul liderii politici la evenimentele culturale promovate de autoritățile locale. Mircea Govor a precizat că el înțelege să-și desfășoare activitatea politică după reguli civilizate și că nu el este de vină dacă primarii nu invită alți politicieni la microfon. În plus, acolo unde Consiliul Județean nu este organizator, el este doar musafir. În primul rând, vreau să vă spun și îi mulțumesc domnului primar, domnului viceprimar de la Santău pentru invitație. Sunt doi oameni care aparțin PD-ului și m-au chemat în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean și probabil de președinte a celui mai important partid din satul mare. Am fost cu multă plăcere și, într-adevăr, am luat cuvântul, dar după ce mi s-a dat cuvântul, că nu pot eu acolo să fiu gazdă la oameni acasă și, în primul rând,
nici nu-i frumos. Președintele PSD a mai precizat că neînțelegerile au survenit probabil dintr-o lipsă de comunicare între primarii și reprezentanții propriilor partide politice. Primul lot de 8 microbuze școlare a sosit la noi în județ și se află în curtea inspectoratului de resort. Acesta a fost repartizat de județului în urma cererilor depuse de mai mulți primari care aveau nevoie de mijloace sigure pentru transportarea elevilor. Primele localități care și-au primit deja microbuzele au fost Racșa și Odoreu. Primarii de aici au primit cheile mașinilor chiar din mâna premierului la sfârșitul lunii trecute. Microbuzele care în prezent se află la inspectoratul școlar au câte 16 locuri, iar alte două de capacități mai mari sunt așteptate să fie livrate în curând. Angajarea șoferilor pentru autovehicule va fi făcută de către fiecare primărie în parte ca beneficiar al mașinilor. Credincioșii din parohia ortodoxă de Tășnat, care au împlinit vârsta de 90 de ani, au fost azi medaliați. Catedrala și-a sărbătorit astăzi hramul. Slujba religioasă a fost oficiată de un sobor format din 9 preoți, avându-l în frunte pe protopopul ortodox de Carei, Marian Crainic, vicepreședintele Consiliului Județean Mircea Govor, șeful Cancelariei Prefectului Raul Băbțan, primarul orașului Tășnat Vasile Mitrașca, viceprimarul Andrei Veron și consilierul județean Oliviu Buzgău au fost alături de sutele de credincioși prezenți la slujbă. La finalul slujbei religioase, protopopul ortodox Marian Crainic a acordat diplome de onoare celor 4 credincioși din parohie care au împlinit vârsta de 90 de ani. Să aveți mântuirea sufletului, înălțarea neamului prin fapta dumneavoastră și mărirea Sfintei noastre biserici. Consiliul parohial a decis ca cei care au împlinit vârsta de 90 de ani să fie onorați în fiecare an de Sfântă Marie când va fi sărbătorit hramul catedralei. Pe muzică de fanfară s-a dat startul zilei orașului Ardud. Petrecerea continuă și la această oră și se va sfârși abia la miezul nopții când va avea loc spectacolul pirotehnic. Ziua orașului Ardud este organizată în contextul în care primăria dorește o promovare turistică mult mai activă pentru a putea valorifica obiectivele istorice și culturale din localitate. După intonarea imnului de stat și a odei bucuriei, a urmat imnul orașului Ardud. Deschiderea oficială a ediției din acest an a sărbătorii orașului a fost făcută de primarul Ovidiu Duma, alături de deputatul colegiului din care Ardudul face parte. Vă adresez tuturor să aveți o zi frumoasă, să vă simțiți bine, să vă reîntâlniți, poate unii după mai mult timp. La mulți ani, Ardud! Vreau să-i mulțumesc domnului primar, Consiliul Local, pentru invitație și vreau să-l asigur de tot sprijinul meu pentru realizarea proiectelor propuse. Iar dumneavoastră vă doresc distracție plăcută. Pe parcursul zilei vor urca pe scenă formații locale și din județele învecinate. Tot astăzi vor fi desemnați și câștigătorii concursului Ardud, oraș înfloritor. Alături de artiștii autohtoni de muzică ușoară, folk și populară, sunt așteptate și concerte incendiare. La ora 9 vor fi pe scenă băieții de la Compact, la ora 10 Mateo, iar închiderea ediției va fi făcută de Andreea Bălan și Petrișor Ruge, înainte de focurile de artificii. Filarmonica din Ulipati a făcut din nou senzație ieri seară, odată cu tradiționalul concert în aer liber. În ciuda vremii capricioase, zeci de sătmăreni au fost prezenți în piața 25 octombrie pentru a asculta bijuteriile muzicale pregătite pentru ei de Orchestra Filarmonicii. Concertul în aer liber al Filarmonicii a devenit deja unul tradițional. În fiecare an, tot mai mulți vin în centrul municipiului pentru a asculta programul simfonic propus de Orchestra Sătmăreană. Seara de ieri nu a făcut excepție, nici amenințarea norilor nu i-a putut ține departe pe iubitorii de muzică clasică.
publicul s-a implicat și el în spectacolul de aseară, mai ales când a auzit acordurile marșului Radetzky. Orchestra și dirijorul Franz Lamprecht au fost îndelung aplaudați de publicul numeros. Zeci de caiace au luat cu asalt Someșul, care a fost destinația sportivilor de ocazie. Vedem în doar câteva minute în grupajul de știri pe scurt. Moment inedit în sărbătoarea comunei maghiare Samoșai. Peste 40 de caiace au fost lansate pe Someș, iar caiaciștii de ocazie, atât din Petrești, cât și prietenii lor sărbătoriți din Ungaria, au petrecut pe apă câteva ore până la destinație. Înarmați cu de toate, mâncare și răcoritoare, ținta acestora a fost să parcurgă pe Someș drumul până în localitatea maghiară. Consilierul județean Iosif Pinter, artizanul legăturii dintre cele două comune, a fost și el prezent la eveniment, alături de președintele Consiliului Județean Adrian Ștef și primarul din Samoșai, Cila Dieneș. Polițiștii de frontieră Sătmăren au descoperit la sediul unei societăți comerciale din județ un tractor în valoare de 30.000 de lei care figura în baza de date ca fiind căutat de către autoritățile din Italia. Utilajul a fost indisponibilizat de către oamenii legii până la finalizarea cercetărilor. Urmează rubrica sportivă cu Florin Mureșan și meteo cu Raluca Jofi. Bună seara și bine am găsit la știrile din sport. Florin Gardoș este cu siguranță sădmăreanul momentului. Transferul fundașului lansat de LPS și Someșul Satu Mare în Premier League au făcut din Gardoș vedeta știrilor sportive la toate televiziunile din țară, iar suma încasată de Steaua, 6,8 milioane de euro, l-a urcat pe acesta pe locul 2 în topul celor mai tari transferuri din Liga 1. Povestea lui Gardoș e deja arhicunoscută. A început fotbalul la Olimpia cu profesorul Iosif Kalmar, iar la 12 ani a ajuns la LPS sub comanda lui Dacian Nastai. A urmat transferul la Someșul Satu Mare, iar o perioadă a fost împrumutat la Florența Odoreu sau Spicul Ardud. De la Someșul e transferat la Concordia Chiajna, iar pasul spre Steaua îl face odată cu instalarea ca antrenor în Ghencea, acum 4 ani lui Victor Pițurcă. Nu știu pe câți ani a semnat, știu salariul, dar nu îmi cereți să vă spun. Pentru Steaua suma a fost de 6,8 milioane de euro. Este o sumă care se supune regulamentelor internaționale. Ne vor rămâne 6 milioane și ceva, dar valoarea transferului asta este, a spus președintele Stelei Valeriu Algăseală. Conform regulamentelor internaționale, 5% din suma de transfer a unui fotbalist se achită o taxă de solidaritate către cluburile care l-au format pe jucător până la 23 de ani. Asta ar însemna ca LPS Satu Mare, Someșul Satu Mare și Concordia Chiajna să împartă 340.000 de euro. Păi, ținând cont că se vorbește la nivel național de valoarea mare a transferului, eu cred că este o mare realizare și o împlinire pentru toți cei care am lucrat cu el și asta înseamnă că s-a lucrat bine și se lucrează bine la nivel de copii și junior. Interesant e că banii pentru taxa de solidaritate ar trebui achitați direct de Southampton și nu de Steaua. La primul calcul ar fi o sumă între 50.000 și 100.000 de euro, dar mai multe date vom avea luni, a completat Nastai, care a cerut sfaturi de la cei de la Ardealul Cluj, club care l-a format pe Chiricheș, care a încăsat o sumă frumușică din transferul acestuia la Tottenham. Transferul lui Florin Gardoș la Southampton a fost oficializat joi, iar fundașul român a primit deja noul tricou de joc și a oferit primele declarații în postura de nou jucător al Sfinților. Florin Gardoș a semnat joi cu Southampton după ce Sfinții au plătit circa 6,8 milioane de euro în schimbul său. Fostul fundaș al Stelei a fost luat în primire deja de antrenorul Ronald Koeman și de staful media al echipei din Premier League, oferind deja primele declarații în postura de nou jucător. Interesant e că, având în vedere data transferului cu doar două zile înaintea startului sezonului, Sfinții i-au dat deja și numărul cu care va juca în acest sezon. E vorba de numărul 5, purtat în sezonul trecut de Dejan Lovren, fundașul croat care a plecat la Liverpool pentru 20 de milioane de euro în această vară.
ar putea fi totodată un semn că Gardoș va fi titular de drept la Southampton odată ce se va recupera după accidentare. Southampton este o echipă care a avut un sezon bun stagiunea trecută, deci nu a fost o decizie greu de luat pentru mine. Întotdeauna am afirmat că un transfer în Premier League ar însemna un pas uriaș în cariera mea și un vis devenit realitate. Am avut noroc și acum mi-am îndeplinit visul. Este una dintre cele mai fericite zile din viața mea. Am vorbit doar câteva minute cu Ronald Koeman, care mi-a spus că abia așteaptă să lucrăm împreună. Este o șansă mare pentru mine. Ca antrenor știu că este un adevărat profesionist, un mare antrenor. Mi-a spus acest lucru și Chivu și Lobonț, care au fost pregătiți de el. A declarat Gardoș pentru site-ul oficial al clubului englez. Iar la Brașov s-a încheiat turneul de fotbal Juniors Cup. În premieră în acest turneu a participat și FC Olimpia Satu Mare la grupa 2002, pregătită de Mihai Sabău. Și nu oricum, dintr-un total de 19 echipe, sădmărenii s-au clasat pe locul 3. Pentru accederea în finală, Olimpia a jucat împotriva celor de la Dinamic Craiova. Oltenii s-au impus cu 1-0 la ultima fază după o lovitură de colț pe care a văzut-o doar arbitrul întâlnirii. Astfel, pentru medalia de bronz, elevii lui Sabău s-au duelat cu Unirea Târlungeni. Sădmărenii s-au impus cu 4-0 prin golurile lui Moldovan, Sebestin și Mândruț, care a reușit dubla. La festivitatea de premiere, tinerii fotbaliști sădmăreni au primit cupe, medalii, diplome, un trofeu și 10 mingi. O performanță remarcabilă pentru juniorii Olimpiei, care au debutat la această competiție ce a strâns 246 de echipe din țară și străinătate la start. Pentru Olimpia au evoluat Alex Cădar și Sebastian Raț, portari, jucători de câmp Patrick Kerecheș, Bogdan Moldovan, Alin Văsălie, Marin Mare, Denis Batin, Raul Ziman, Adrian Bura, Antonio Chiș, Leonardo Mândruț, Roland Sebeștein, George Tătar, Michael Fedorca, Emanuel Zaha și Roland Strochi. Acestea au fost informațiile din sport. Să aveți un sfârșit de săptămână plăcut alături de Nord-Vest TV. Bună seara, bun găsit la informațiile din vreme. Într-o parte a țării cod galben de caniculă, în altă parte ploi cât cuprinde, că așa e vremea instabilă. Să urmărim ce ne rezervă vremea pentru acest sfârșit de săptămână. Vremea continuă să fie instabilă în cea mai mare parte a Europei. Norii vor să eclipseze soarele, iar ploile să răcorească continentul. Astfel, la Budapesta avem 22 de grade, München 16 grade, Roma 28 de grade, Paris 21, Madrid 28 de grade, iar cel mai cald este la Lisabona, 29 de grade Celsius. În zona de sud-est a țării, termometrele arată temperaturi mai ridicate decât în nord. Chiar dacă soarele este prezent, nici norii nu se dau la o parte. Astfel, în capitală, mâine vom avea 33 de grade Celsius. La Constanța, 30 de grade Celsius, Iași, 28 de grade și ceva ploi, la Cluj-Napoca, 23 de grade, Brașov, 25 de grade, iar Timișoara, 25 de grade Celsius. La noi în zonă, grade din ce în ce mai scăzute. Ploile nu ne ocolesc nici pe noi. În regiunea de nord-vest, mâine cel mai cald va fi la Bihor, unde se vor înregistra 25 de grade Celsius. La Sălaș și Satu Mare vom avea 22 de grade Celsius, Maramureș 19 grade, Bistrița-Năsăud 24 de grade Celsius, iar la Cluj-Napoca 23 de grade Celsius și ceva ploi. La noapte în Satu Mare s-ar putea să avem parte de ceva ploi. Gradele vor fi de 16 atât în Satu Mare, Tășnat și Carei, iar la Negrești-Oaș vom avea 15 grade Celsius. Mâine în județul nostru va ploua, astfel la Carei și Satu Mare vom avea 22 de grade Celsius, iar la Negrești 21 de grade Celsius. Mâine să nu vă uitați umbrela acasă, pentru că s-ar putea să aveți nevoie de ea. Minimele la noi în municipiu vor fi de 12 grade, iar maximele vor atinge 22 de grade Celsius. Duminică cerul va fi parțial noros, iar temperaturile nu vor fi foarte diferite de cele de sâmbătă. Minimele vor fi de 11 grade, iar maximele vor atinge 21 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile despre vreme. Vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți un sfârșit de săptămână cât mai frumos!
Acestea au fost principalele informații ale zilei. Vă așteptăm și duminică, tot de la ora 20, cu cele mai importante evenimente ale acestui sfârșit de săptămână. Să aveți o seară liniștită!